Stația de epurare a municipiului Târgu Jiu este investiție realizată în proporție de 75% din bani europeni, însă au contribuit cu 2% din suma necesară și APA Regio, dar și primăria municipiului. Lucrarea a costat aproximativ 17 milioane de euro, însă nu a fost încă finalizată. Deși a fost realizată în proporție de 97%, iar stația de dezodorizare este abia în stadiul de proiect, reprezentanții APA Regio au anunțat că linia de epurare a apei va fi pusă în funcțiune cel târziu la sfârșitul lunii iunie. În proporție de 97% și mai trebuie să aduse echipamentele în vederea funcționării la capacitate și sperăm că până la sfârșitul acestui an termenii sunt mai aspri un pic, adică ar trebui să funcționeze în semestru 2, dar eu sper că până la sfârșitul anului toate echipamentele care trebuie să aduse din import să fie aduse și să reușim să o punem în funcțiune. Stația de epurare a fost proiectată să colecteze apa uzată care provine de la locuitorii municipiului, consumatorii industriali și apa pluvială. Aceasta are un debit de peste 5.000 de metri cub de apă pe oră. Rolul acesteia este de a curăța apa uzată și de a o repune în circuit. Mai este foarte puțin de lucru la această stație de epurare pentru a putea fi pusă în funcțiune, mai fiind nevoie de lucrări în 4 puncte. În momentul de față sunt 4 elemente mari care trebuie realizate. Și anume montarea celor vare în stăvilar pe care vi le-am prezentat, montarea debitmetrelor de diametru 1200, e vorba de 2 debitmetre de diametru mare și câteva mai mici care se pot face rapid. Sunt procurate și debitmetrele și vanele stăvilar. E vorba de montarea senzoristicii, adică toată partea de senzor pe tot ce înseamnă circuitul apei și circuitul nămolului. Și a patra problemă care trebuia rezolvată era cu debitmetru final acolo, unde nu mai e mult de lucru. Deși au întâmpinat de mai multe ori probleme în realizarea acestei investiții și unii dintre constructori au dat faliment, din banii alocați de Uniunea Europeană pentru investițiile în județul nostru au fost economisiți aproximativ 30 de milioane de lei. Această sumă este mai mult decât suficientă pentru realizarea unei stații de dezodorizare, stație care a fost impusă de normele Uniunii Europene.